Povestea The New Kid din Fazbear Frights este, din punctul meu de vedere, cea mai confuză și o să vă spun despre ce este vorba pe scurt. Apropo, nu spun absolut tot că voi face un clip de oră. Devon este un adolescent care este îndrăgostit iulea de o fată Heather. Acesta este prieten cu Mick din copilărie. Un copil nou vine în școală. Pe acesta îl cheamă Kelson. Faza e că Heather pare să-l placă pe Kelson și asta nu îi prea place lui Devon. Devon găsește o pizzerie abandonată. Acesta vrea să-i facă un prank foarte amuzant lui Kelson, ca acesta să intre în costum, să se blocheze și să se sperie. Doar că Spring locurile se activează și moare. Devon și cu Mick o iau la fugă, iar peste 6 zile Devon se duce înapoi să vadă dacă este în viață. În costum, Devon vede un complet alt copil. Devon moare, iar la final îl vedem pe Kelson cum merge la altă școală să-și facă alți prieteni. Wow, asta a fost cea mai confuză poveste. În afară de In The Flesh, lăsând gluma la o parte, vreau să vă spun teoriile mele despre această poveste. Prima oară o să vă spun niște lucruri interesante pe care le-am observat citind cartea. Primul lucru. Când Devon i-a povestit directoarei despre două fete care au fost mâncate, ar putea fi o referință la mușcătura din 83. 2. Devon are un aim foarte bun. 3. În secvența asta, Devon își pune în gând. El chiar a spus, este mai distractiv cu prietenii. Mă tentează să-l înjunghi, să văd dacă este un robot. Copiii nu spun lucruri de gen. Asta este o teorie la care vom ajunge puțin mai târziu. Bun, acum hai să ne axăm pe final. Kelson intră în costum, se activează Spring, locurile și sângerează. Doar ca peste 6 zile Devon să se întoarcă și să vadă că este un copil înăuntru care are părul negru și creț. Când mă gândesc la un copil cu părul negru și creț, care îl posedă pe Golden Freddy, mă gândesc la Cassidy sau la Andrew. Acum, cum a ajuns acest copil în interiorul lui Golden Freddy? Fiindcă nu cred că Kelson nu l-a observat când a intrat în costum. Pe lângă asta, Devon însuși a venit prima oară în local înainte de toate și a investigat costumul. Deci este puțin probabil ca acesta să fi fost dintotdeauna acolo. Iar acum avem două mistere. 1. Cum a reînviat Kelson? Iar 2. Cum a apărut copilul în Golden Freddy? Prima teorie ar fi că, virgulă, când Kelson a murit, acesta a fost atins de Fazglu și a primit un corp nou. Ar fi destul de plauzibil, dar asta tot nu explică apariția copilului în costum. A doua teorie, pe care eu o cred, este că Eleanor din cărțile precedente este main villain-ul, iar Kelson este doar un robot sau creație de acesta. Asta poate explica gândul pe care l-avea Devon. El chiar a spus, este mai distractiv cu prietenii, mă tentează să-l înjunghi, să văd dacă este un robot. Copiii nu spun lucruri de genul. Iar copilul pe care l-a văzut Devon ar putea fi tot creația lui Eleanor. Și asta este teoria mea finală. V-aș ruga să-mi scrieți în comentarii părerea voastră și să apăsați pe like, că am stat mult la clip. Cu astea fiind spuse, v-am salutat!